Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Discutăm astăzi o problemă deosebit de importantă pentru tot județul Constanța, dar o particularizăm la o anumită localitate. Vorbim despre Hârșova. Suntem alături de domnul primar Viorel Ionescu. Domnule primar, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația în această emisiune și aș vrea să vă întreb abrupt. Cum a trecut de această pandemie? Cum s-au comportat oamenii din Hârșova în această perioadă și cum începeți acum să vă reveniți din toată această situație? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și voi răspunde la fel de abrupt. Am trecut, zic eu, cu bine. Mulțumesc hârșovenilor că au respectat solicitările sau cerințele impuse de autorități centrale cât și locale. Mulțumesc și acelui procent care nu a dorit totuși să țină cont de faptul că prin respectarea acelor solicitări, efectiv, se protejau în primul rând pe ei și apoi protejau comunitatea. Dar una peste alta, cu agitație, să spunem, am trecut cu bine. Încă nu este... Încă nu trecut. Să nu spunem hop până nu sărim gardul. Dar eu zic că este bine. Absolut. A spus de un procent și cred că acel procent este foarte important la începutul acestei discuții, pentru că mi-aduc aminte, la un moment dat ați avut un apel care arăta, hai să spunem de-a dreptul, arăta neputința în fața celor care nu vor să înțeleagă să respecte aceste măsuri și mai ales asupra faptului că nu erați ajutați așa cum trebuie de către Ministerul Afacerilor Interne. Ați cerut mai mulți polițiști. Au venit atunci mai mulți polițiști în Hârșova. Ce s-a întâmplat cu acea ocazie când ați cerut forțe în sprijin pentru a preveni până la urmă, pentru că nu era neapărat nevoie de oprirea unei lupte de stradă, ci pentru a preveni situațiile neplăcute din localitate. Da, cum ați spus, a fost un apel, nu de neputință totuși. Nu dar, al dumneavoastră, cât al hârșovenilor în general. Nu, să spunem, are să spunem al sistemului. Corect. Da, al sistemului, nu al meu ca primar sau apelul sau al cetățenilor. Nu, efectiv un apel ca urmare a neputinței sistemului și o spun foarte, foarte respicat. De ce? Pentru că... Am mai spus-o și o voi repeta și poate se va întâmpla, sper să se întâmple. Din punctul meu de vedere, coordonarea activității în situații de pandemie, pentru prima dată am trecut cu toții pentru așa ceva, da? Dar cel puțin în stare de urgență, părerea mea este, și nu este o părere subiectivă, este o părere unde putem, bineînțeles, discuta. Ideea este să generăm subiecte, apoi să ne așezăm la masă și să găsim soluții. Pentru că dacă vin doar cu propuneri și de cealaltă parte statul, prin instituțiile sale, nu reacționează și nu dorește să caute soluții, nu vom rezolva problemele nici acum, nici pe viitor. Trebuie spus faptul că dumneavoastră, ca și primar, singura metodă pe care puteți să o folosiți este vorba bună și acțiunile poliției locale. Câți polițiști locale aveți? Nici acțiunea poliției locale, pentru că pe stare de urgență poliția locală a fost subordonată IPG, poliției naționale. Da, este. Și vă pot spune că în acel moment efectiv m-am simțit cu mâinile legate. Da? Pentru că cetățenii vin și fac apel la primar. Pe cetățean nu-l interesează șeful poliției naționale, am mai spus, nu-l interesează șeful jandarmeriei, nu-l interesează, nu, îl interesează, domnule, am o problemă, mă duc la primar. Sunt suficient de mulți polițiști în Hârșova? Mă refer nu la poliția locală, ci la poliția națională. Aici nu pot spune, pentru că știți cum e, vreau să vă spun că dacă mă întrebați pe mine suficient polițiști la poliția locală, vă pot spune că nu. Ar trebui, am mai spus și am tot făcut apel și voi reveni la primul apel, să nu uităm, am mai făcut apel de modificare a legii poliției naționale. Efectiv, dintr-un polițist la 1000 de locuitori, eu solicit și nu știu dacă este mult sau puțin, un polițist la 500 de locuitori și automat se dublează numărul de polițiști locali. Absolut. Pe care eu, ca autoritate, pot să-i am în organigramă. Sau, dacă nu, să spun acolo, dom'le, un număr
nestabilit atâta timp cât există un buget și autoritatea locală își poate permite. Că sunt 20, că sunt 40, că sunt 60. Fiecare primar, în funcție de bugetul pe care îl are și în funcție de prioritățile pe care le stabilește, poate să spună, doamne, eu vreau pentru siguranța cetățenilor, deși legea îmi spune 500 de, un polițist la 500 de locuitori, adică 22 de polițiști, eu vreau să angajez 30 de polițiști. Când v-ați putea permite din prisma bugetului, prin prisma bugetului, v-ați putea permite mai mulți polițiști locali în momentul de față? Ideea este în următor, dacă îmi va permite legea, voi gestiona altfel bugetul, adică voi tăia deci din alte cheltuieli. Deci blocajul e la lege, da, nu la blocajul buget. În momentul de față nu este la buget, blocajul este la lege, pentru că spune un polițist la 1000 de locuitori. Și dacă voi avea, știți cum este, într-o, o spun din punctul meu de vedere, într-o societate ce dorește să se dezvolte, niciodată nu cred că vor exista suficienți bani când vrei să dezvolți. Dacă vrei doar să funcționezi, atunci vezi, doamne, am un excedent, pe ăla văd cum îl cheltui, dar dacă vrei să dezvolți, excedentul pe care l-ai tot timpul vii și-l ca o investiție, da, e normal. Mi-aduc aminte de un amănunt foarte interesant de la Hârșova, în momentul în care am venit acum câteva luni și am văzut că primăria a dotat poliția locală cu camere de supraveghere, da. A dotat cu toată tehnica necesară, cu GPS digitală, pe mașini, cu GPS, da? Și așa mai cu departe. Cu stații, cum se numește, walkie-talkie, da? De, absolut. La fel cu deci GPS. Deci v-ați implicat activ în dotarea poliției pentru ca să nu existe, eu știu, nemulțumiri, să nu existe, eu știu, oamenii să nu se simte, chiar și polițistul să nu se simtă că nu este dotat. Da. Ați făcut toate aceste demersuri. Și iată totuși că ajungem într-o situație de pandemie în care Poliția Națională controlează și poliția locală și vă simțiți cu mâinile legate pentru că eu știu, ceea ce se întâmplă în localitate nu este de bun augur. Oamenii n-au înțeles activ să se protejeze pe ei și pe cei dragi. Da, este adevărat, dar cum spuneam, din punctul meu și revin, din punctul meu de vedere, în astfel de situații ar trebui ca activitatea să fie coordonată de, prin Comitetul Local de Situații de Urgență, de către primar fiind președintele acestui comitet local de situații de urgență, da? Pentru că el, comitetul, cu oamenii din comunitate ce fac parte din acest comitet și primarul fiind președintele acestui comitet va avea tot interesul ca treburile să meargă bine. Pentru că dacă nu vor merge treburile bine, la un moment dat primarul, el, va fi sancționat să plece acasă, să vină altul mai bun. Asta înseamnă o competiție, să spunem, și din acest punct de vedere și înseamnă o evoluție din punct de vedere politic. Da? Știu că atunci când am făcut acest apel s-a întâmplat ceva. La o zi, două după, IGPR a comandat, ca să zic așa, o acțiune prin care polițiștii de la București și din Constanța sau din alte localități au fost aduși la Hârșova. S-au văzut efectele acelei acțiuni pe termen scurt? Pe termen scurt. Două, trei zile, da. S-a întâmplat de fapt atunci? A fost o acțiune făcută de IPJ și IGPR. Ca urmare, acum nu știu dacă a fost o coincidență sau nu, dar... Vă spun eu că nu a fost o coincidență, pentru că apelul dumneavoastră ca și primar a avut ecouri. Noi ca și mass media l-am preluat și automat cei de la IGPR, prefectură și așa mai departe s-au simțit datori, poate și la presiunea mass media, dar mai ales la presiunea vorbilor noastre care au avut efect, să facă ceva și să trimită oamenii acolo pentru a rezolva situația. Da, deci cum vă spuneam, două, trei zile au avut efect, după aceea nu a trecut. Eu am mai spus tot timpul, doamne, aceste acțiuni trebuie făcute pentru prevenție, da? Nu trebuie, pe mine nu mă interesează să meargă poliția pe stradă și să sancționeze cetățenii. Nu, pe mine mă interesează ca cetățeanul să vadă că poliția este pe stradă și automat este mai precaut cetățeanul. La fel, la momentul respectiv și acum chiar e bine să o menționez, deși a trecut și să sperăm că nu va exista, cum sunt discuții probabil un al doilea val, vreau să fac foarte clar o precizare cu privire la acel apel al meu, doamne, de a veni armata. Nu, cred că nu s-au înțeles treburile cum au dorit, iar unii hârșoveni au luat așa, doamne, ce vrea să ne facă primarul. Nu, e foarte clar, doamne, prin ordonanța militară se spunea că acolo unde nu este suficient personal, Poliția Națională, la solicitarea mea ei, da, Poliția Națională poate solicita ca paza din instituțiile publice, da, unde jandarmeria asigură această pază, pază să fie preluată de armată, cum de exemplu ieri am fost pe la București și am văzut acest lucru încă. Dar în și instituții la publice, da. Județul Turcia s-a întâmplat acest lucru, așa că da. De ce nu și la Hârșova? Exact, adică am văzut în instituții publice paza este asigurată de armată,
iar jandarmii vin și suplimentează forțele pe stradă. Acum, fără supărare, ori n-am fost eu clar, ori s-a înțeles. Eu cred că mesajul a fost un destul de clar. Deci nu am spus să iasă armata pe străzi, tancuri, puști și alte alea, nu. Am fost, zic eu, destul de clar. Acum, nu s-a întâmplat acest lucru, înseamnă că Poliția Națională a considerat că, dom'le, facem față. Din punctul meu de vedere, nu au făcut față. Din punctul meu de vedere, cetățenii au conștientizat și au rămas. Cei care au conștientizat au rămas în casă și au respectat, da? Iar ceilalți, oricum, după 2-3 zile după acea intervenție, la fel și-au văzut de Câte cazuri de coronavirus confirmate, de COVID-19 ați avut în Hârșova? Haideți să spunem așa, mai întâi vreau să fac o precizare, tot prin intermediul dumneavoastră, că eram întrebat pe rețele de socializare, dom'le, cine este persoana, nume, prenume? N-aveți voie să nu faceți am voie, așa. Da, mai spun, clar. Da, vreau să, prin intermediul dumneavoastră, spun foarte clar și să îi lămurim pe cei care nu știu. Legea nu ne permite acest lucru. În momentul de față, eu, ca o datorie morală față de cetățeni, atunci când am fost înștiințat că avem un caz de COVID, am venit și am înștiințat pe rețeaua de socializare știind că că sunt foarte urmărit acolo. Și până în momentul de față am avut 4 cazuri de COVID. 4 cazuri? 4. Vă pot spune că nu știu, dar oricum a trecut perioada, da? Pentru că, doamne, de ce nu spuneți și când se vindecă? Pentru că eu nu primesc informația când s-a vindecat și când de obicei în 2-3 săptămâni. Adică da, în 2-3 săptămâni de obicei se vindecă. Vă spun că n-a fost nicio persoană decedată. Nu am avut nicio persoană decedată. Vă pot spune că ultimele 3 cazuri, fiind din aceeași familie, s-a început o anchetă la momentul respectiv epidemiologică. În urma anchetei, toți ceilalți membri ai familiei au fost testați și testul a ieșit negativ. Da? Deci, în momentul de față, în Hârșova a trecut, zic eu. Au fost colaborante acele că nu mai persoane, au înțeles pericolul pe care îl poartă pentru ceilalți oameni din societate și au încercat să-i protejeze pe ceilalți? Nu știu dacă au înțeles, dar vă pot spune că au fost bineînțeles de la distanță și acolo chiar am solicitat prin poliția locală, da? Și Poliția Națională nu avea cum să nu dea curs, împreună cu jandarmeria, bineînțeles, pentru că și jandarmeria tot de Poliția Națională este coordonată, s-a făcut supraveghere de la distanță și încă noi primim zilnic, eu primesc informații cu persoane care trebuie să fie în izolare, la domiciliu, și Poliția Națională, eu știu că verifică, Poliția Locală, Poliția Națională coordonează. Care e situația acum? Înțeleg oamenii să poarte mască, să, eu știu, să se distanțeze atunci când merg la cumpărături și așa mai departe în Hârșova? Da. Eu am văzut, bine, e adevărat, ca peste tot. V-am spus și repet, ieri am fost în București și în București am văzut oameni cu mască, oameni fără mască. Da, se respectă. E la latitudinea fiecăruia, da, înțelege să respecte aceste reguli până la urmă. Da, ce să vă spun, e mult de discutat pe baza acestui virus. La un moment dat am văzut oameni care sunt avizați să spună, doamne, la un moment dat va trebui să, până se va face vaccinul, va trebui să ne confruntăm cu el. Acum unii o fac și o confruntare directă și asumă, alții încearcă mai preventiv și poate să dea Dumnezeu să nu, dar mai devreme sau mai târziu vor lua iar contactul cu virusul. Cert este că organismul trebuie să ne adaptăm. Poate că este un pas în evoluția noastră ca și un test pe care speram să nu-l fi avut, dar din păcate s-a întâmplat. Cum s-a comportat Spitalul Hârșova în această perioadă? O unitate medicală, mai ales de amploarea celei de la Hârșova, are nevoie de măsuri speciale. N-a fost un spital COVID, din ce înțeleg, nu? Nu a fost, dar în schimb acolo ne-am, împreună cu domnul manager și întreg personalul, vreau să le mulțumesc tuturor de acolo pentru munca pe care au depus-o, pentru efortul pe care l-au depus, pentru, să spun eu, riscul pe care și l-au asumat atunci când au început această luptă. Acolo eu zic că ne-am organizat bine, da? Drept dovadă, aceste 4 cazuri în prima fază au luat contact, au fost acolo la noi în spital și nu s-a, să spunem, au fost izolate, nu au avut de suferit medici, da, asistente, da? Am avut acele 2 situații de care și presa a aflat cu persoanele care au venit
una în stare de ebrietate și alaltă puțin mai... A fost într-adevăr un scandal acolo, o persoană care înțeleg că era totuși negativă până la urmă acea persoană. Negativ, e adevărat, da. Și la propriu și la figurat. Da, din toate punctele de vedere, da, dar din punctul meu de vedere, chiar dacă a ieșit negativ, eu încă aștept măcar așa ca o informare, că le-a spus tot timpul celor colegilor de la Poliția Națională, dom'le, trebuie să existe o relație de colaborare, dacă înțelegeți, în secolul 21 ce înseamnă acest cuvânt. Nu este o relație de subordonare. Eu încă aștept să-mi spună și mie care este stadiul dosarului, pentru că acea persoană, chiar dacă a ieșit negativă la testare, trebuie să-i se facă dosar până și trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut. Au fost niște, nu mergem pe ideea... Acolo au fost niște oameni, da, au fost niște oameni. Acolo două, trei zile, numai acele cadrele medicale ce au fost implicate, au fost izolate. Unele la domiciliu, altele într-un centru stabilit de către Comitetul Local de Situații de Urgență. Da? Nu putem să mergem acum, doar dacă a ieșit negativ, gata, nu mai cercetăm. Iar din punctul meu de vedere, astfel de cazuri trebuie cercetate, mai ales că suntem acum în stare de alertă, eram în stare de urgență atunci, da? Trebuiau cercetate în regim de urgență. Este părerea mea ca primar și simplu cetățean. Atunci când ați cerut aceste informații celor de la poliție, cum v-au tratat sau nu v-au răspuns pur și simplu? Da, nu, nici nu le-am... Știți cum e? Mi se pare penibil să vin și să fac o adresă oficială pentru un caz în care, dacă ai bunăvoința de a comunica, pui mâna pe telefon, domnule primar, uitați, asta este situația. Repet, nu este o raportare, este doar o colaborare, stimate domn. Cu adevărat. Aș vrea, dacă tot am trecut la partea de spital, aș vrea să ne aducem aminte și faptul că primăria s-a implicat foarte mult în ultimele luni, în ultimul an, în refacerea acelei zone. Și mă refer de la partea de spațiu verde care a fost refăcută și pe care și noi am filmat-o, cât de frumos arată acel părculeț în care oamenii care vin acolo și au afecțiuni au ocazia să... să se recreeze, poate pentru câteva momente. O oază de liniște. Da, într-adevăr. Și aveți niște oameni foarte dedicați care se ocupă de acel părculeț. L-au făcut să arată foarte bine și mai mult decât atât, ce este foarte important, heliportul. Da. Aș vrea să le aducem aminte oamenilor și să discutăm puțin despre toate acestea. Care sunt lucrările sau investițiile pe care le-ați făcut la spital și ce credeți că ar mai fi de făcut acolo? Păi haideți să începem așa. Suntem pe ultima 100 de metri cu recepționarea proiectului pe fonduri europene privind dotarea ambulatorului spitalului cu echipamente de 1,2 milioane de euro. Deci, efectiv, de față avem ambulatoriu, toate cabinetele de acolo, număr de 10, sunt dotate cu echipamente de ultimă oră, se spune. Bani pe care primăria i-a atras, aveți și o parte de cofinanțare acolo? Da, avem și o parte de cofinanțare de 2%. Da, acolo, aici fiind, am explicat și colegilor consilieri, aici fiind un proiect, să spunem, tehnic, doar de dotare, nu am avut foarte multe cheltuieli neeligibile. Am undeva în sumă de 1000 și puțin de lei. Ce fel de cabinete vor fi acolo? De ce anume, tip de analiză vor beneficia oamenii? Păi, analizele, aici discutăm separat, laboratorul de analize pe care l-am luat sau din sau investigații medicale, ca să spunem așa. Nu, vreau să fac o precizare, dacă tot ați spus de analize. Până anul trecut, laboratorul de analize în cadrul spitalului era coordonat de o societate comercială din 2001. Eu am considerat că este timpul să luăm laboratorul de analize înapoi, să fie administrat de spital, astfel încât sumele plătite să nu se mai ducă la o societate comercială, ci să intre în bugetul spitalului. Da. Și acum la Hârșova se pot face analize la fel de bine ca și în Constanța. Le spun hârșovenilor cu încredere pot merge. Și prețurile sunt ușor mai mici față de... Aici, sincer, nu vă pot spune pentru că nu controlez, nu gestionez eu prețurile. Acolo, efectiv, se discută în Consiliul de Administrație. Vreau ca să asigur postitatea spitalului sau, mă rog, instituțiilor ce se află ca ordonator secundar în subordinea primăriei. Mai sunt și școlile, da, de am spus, vreau să le dau posibilitatea de a-și gestiona singur problemele, da, să scăpăm de acea meteagnă, am o problemă, hai la primărie. Nu, hai o problemă, rezolv-o. De-aia ești manager de spital, de-aia ești director de spital. Mai ales într-o situație de genul ăsta de consumabile, de toate celelalte. Acolo unde nu poate face față, bineînțeles, ca discuții și justificat, venim și sprijinim. Pentru că din 2010, printr-un ordin dat la momentul respectiv, spitalele, o parte din spitalele din țară au intrat în administrarea locală, autorităților publice locale, cum este cazul și la Hârșova. Am văzut că nu sunteți totuși de acord cu această situație. Nu sunt de acord.
care e de fapt problema? De ce vedeți asta ca pe problemă? Este faptul că un spital ca și cel din Hârșova are și, eu știu, datorii din spate de plătit pe care primăria și pe nu le ușor poate... nu le poți, nu le poți stinge pentru că ele vin și știți cum e datoriile din spate, chiar dacă ele poate la momentul respectiv au fost micuțe, dar neavând posibilitatea de a le plăti, ele se adună ca și penalități și pe urmă se face bulgărele destul de mare. La ce sumă au ajuns acele datorii? Luna trecută, datoriile arieratele spitalului erau în sumă de 1.500.000 de lei. 1.500.000 de lei. Da. O sumă mare cu care se pot face o grămadă de lucruri și de investiții acolo. Dacă le plătiți din urmă, automat nu mai aveți bani pentru altele. Nu, haideți să, am mai spus, să explicăm puțin situația. Din punctul meu de vedere, cred că tot ceea ce înseamnă sănătate și educație trebuie să țină de aparatul central. Nu de primărie. De ministere, nu de primărie. Pentru că în momentul acela apare o discrepanță între primăriile mari, puternice, care își permit să investească, să doteze, și primăriile mici, care poate nu au aceeași putere. Și atunci ne trezim că într-un spital de oraș mic, deși la Hârșova, am spus, prin dotarea ambulatorului, chiar beneficiem de niște servicii de calitate în momentul de față, dar ne trezim că la unele spitale mai mici avem anumite servicii, da, cu o dotare poate mai precară și automat medicii, dacă nu au aparatură, nu au cum să lucreze la adevărata lor valoare. Și alte spitale unde acolo cetățeanul este tratat cum trebuie pentru secolul 21. Și atunci, pentru a elimina aceste discrepanțe, din punctul meu de vedere, nu, domnule, toate spitalele și toate școlile trebuie luate în administrarea Ministerului de Resort. Lucrul este foarte simplu. Da? Dacă am mers pe ideea în 2010, hai să scăpăm de ele, probabil de o problemă pe care nu o putem gestiona atunci, suntem în 2020, da? Haideți să vedem cum facem și să rezolvăm această problemă. Pentru că am mai spus-o, nu este nici corect. Dar nu putem, când e vorba de sănătatea omului, să-i spunem, știi, avem cazuri, de exemplu, de pacienți, nu mai discut, am tot spus-o, din localitățile alăturate, unde primăriile nu vin să contribuie la funcționarea spitalului. Și vin pacienți numai dar din Hârșova, spun, din toate. Da, dar vreau să spun că avem pacienți și inclusiv din localități alăturate, dar din județele Ialomița și Brăila. A, deci vin și din Ialomița și Brăila? Da, exact. Bun. Păi și atunci primările respective n-ar trebui să vină și ele cu o contribuție pentru chestia asta? Așa spune, pentru că statistic vorbind, deci conform datelor pe care le avem la statistică în spital, 2017-2018, 2019 n-am întrebat, dar adică se mi se dea hârtia, mi s-a spus că tot acolo paritatea este, 48% de cazuri sunt din Hârșova și restul de 52% sunt din afara orașului Hârșova. Mine, ca primar, sincer, nu mă interesează că este din Ciobanul, Ghindărești, Topalul, Saraiu. Trebuie să beneficieze de sănătatea omului când îți vine la spital, îți vine că are o problemă. Trebuie să o rezolvi. Dar după aceea, când apare și o recuperare postoperatorie și trebuie să stea în spital 3 zile, 5 zile, 7 zile, cât e nevoie, ne punem întrebarea. Noi, hârșovenii, plătim acele cheltuieli. Că discutăm despre energie, că discutăm despre căldură, că discutăm despre hrană, că discutăm despre medicamente, ele se asigură din bugetul spitalului, buget de funcționare unde este susținut în momentul de față de orașul Hârșova. Cât oferă primăria spitalului anual, să spunem? O sumă aproximativă, dacă putem să facem un calcul așa. Vreau să vă spun că în acest an am dat până acum suma de 200.000 de lei, dar din care am spus foarte clar să intre 100.000 de lei pe arierate. 200.000. Da. Și din banii ăștia... Vreau să se înțeleagă foarte clar. Nu este o formă de... Adică anul acesta vreau să plăsesc puțin sistemul. Și nu vreau să fiu interpretat greșit. Nu refuz să mai dau bani la spital. Vom da bani la spital în continuare. Dar vom da doar pentru strictul necesar. Credeți că Ministerul Sănătății poate nu ia spitalul, dar poate să fie alocat o sumă de la buget primăriei suplimentară pentru aceste cheltuieli? În momentul de față, știu și mulțumesc domnului prefect pentru că urmare discuțiilor luna trecută a inițiat un proiect de hotărâre de guvern. Este pe masa guvernului și atunci îi solicit domnului, îl rog domnul prim-ministru să țină cont de acest lucru, să analizez dacă dorește
pot merge și în audiență la dumnealui când va avea puțin timp liber să explic cum stau treburile la Spitalul Hârșova. Dar domnul prefect a înțeles, încă o dată îi mulțumesc pentru inițierea acestui proiect de hotărâre de guvern prin care să se achite aceste arierate, pentru că aceste arierate nu sunt ca urmare a faptului că spitalul nu funcționează. Nu, spitalul funcționează, spitalul are indicatori în creștere, foarte buni, pot spune, doar că sistemul este de așa natură încât în mod de față banii sunt primiți de la casă în baza unui contract semnat cu casa. Contractul acesta n-a mai fost semnat de 2017, de atunci s-a mers cu acte adiționale și din informațiile pe care le-am primit, normal, în 2017 raportat la indicatori din 2016, indicatori mai slab decât îi are spitalul acum. Deci, cu alte cuvinte, ori vii și actualizezi în fiecare an, nu că actualizezi, ori actualizezi indicatorii pe un act adițional, dacă nu încheie un contract nou cu casa, cu indicatorii reali. Ce ar trebui pentru să se că întâmple? Noi în situația aceasta, vreau să dau doar un exemplu, nu știu, vă spun doar la modul de principiu, în detalii exacte, în spitalul ne poate da aceste informații, dar în momentul de față ne aflăm în situația în care, de exemplu, spitalul are, știu eu, prestează servicii medicale de 100 de lei, iar casa îi decontează doar 70 de lei. Înțelegeți? Și de... restul vin de la și primărie restul, sau din bugetul nu, restul de unde putem de la primărie și așa se acumulează neplata furnizorului și ușor, ușor. Ce ar trebui să se întâmple în momentul în care, să spunem, primăria are și alte cheltuieli. Nu zic de criză, zic de situații, diverse alte situații. Aveți de plătit cofinanțări la proiecte pe fonduri europene și așa mai departe, care ține dezvoltarea orașului. Și decideți de anul viitor, să spunem, că nu mai aveți 200 de mii pentru spital, ci aveți numai 100 de mii. Ce se întâmplă cu spitalul? Poate fi închis? Ce ar putea să întâmple? Nu, închis nu. Și spitalul, în momentul de față, că tot așa spunea, doamne, și-a pierdut acreditarea. Nu, spitalul este în procedură de evaluare, de reacreditare. Iar în 2017, când au venit și s-a făcut acel control și s-a dispus o reevaluare, să explic foarte clar, uitându-mă la cetățeni, spitalul atunci a fost evaluat ca urmare a activității avute de spital de managerii anteriori. Adică atunci când vii în 2017, nu te verific în 2017, te verific din 2013, 2014, 2015, 2016, înțelegeți? Nu, și nu fac și eu comparații cu ce se întâmplă acum în spital? Ba da, vă pot spune că aprecieri sunt, schimbările se văd. Acesta este motivul pentru care spitalul este în procedură de reacreditare și va fi reacreditat. Nu avem nicio problemă cu treaba asta. Problema se pune că undeva acolo sistemul blochează și apar astfel de... Are să vă dau un exemplu. Spuneam de proiectul fondurilor europene. Un alt proiect pe fonduri europene este reabilitarea energetică a spitalului. Este un proiect mare, am semnat acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, foarte recent. Urmează să avem o ședință de lucru și efectiv să înceapă constructorul acel proiect de reabilitare energetică a spitalului. Dar acest proiect, atunci când ne-a venit, zic, doamne, nu poți să faci o reabilitare, să schimbi un termopan și să schimbi, să pui, mă rog, polistiren pe fațade și ce mai avem pe central, clădirile conexe și panouri fotovoltaice și în interior să nu... Trebuie să schimbăm instalația electrică, pentru că este veche, e pe aluminiu, absolut, nu mai este pe cupru. Dacă o schimbăm instalația electrică, trebuie să schimbăm și instalația de priză. Am explicat colegilor consilieri. Iar toate acestea se pot toate face acestea, nu, vreau să spun că toate acestea sunt... Da, aici se vor face, rămâne de văzut, de-aia se face o ședință de lucru, domnul manager va discuta cu constructorul, se vor găsi soluții, trebuiesc rezolvate aceste probleme și... Dar vreau să spun că pe lângă acest proiect de eficiență energetică a spitalului au apărut ulterior și alte cheltuieli necesare pentru reabilitarea spitalului, dar care nu sunt eligibile. Și în această situație, ca am spus, doamne, dacă tot intrăm să facem spitalul, hai să-l facem... Tot primăria trebuie să se implice și aici. De ce? Pentru că vreau ulterior, am mai spus, vreau să transformăm camera de gardă în... La Constanța aveți unitate de primiri urgențe, UPU. Eu vreau să transform un CPU, în centru de primiri urgențe. Și automat rezolvăm puțin și problema salarizării. Nu mai vine prin casă, vine direct la minister, prin casă de sănătate. Adică este, oricum este o evoluție a spitalului. Și atunci a trebuit, mi s-a spus, doamne, uite, avem și facem reparațiile acestea. Nu puteam să spun, ok, nu le facem. Da? Și am spus, facem spitalul de la A la Z, îl facem, cum se spune, boboc, vreau să-l facem.
Și rămâne de văzut. Și după urmare acestui proiect, am văzut că la sfârșit avem 5.200.000 de lei de cheltuieli neeligibile pe care trebuie să ne le asumăm, adică facem spitalul sau nu îl facem. Corect. Am supus aprobării Consiliului Local, s-a aprobat, mergem mai departe, ieri am fost la Comisia de Avizare a Împrumuturilor Locale pentru accesarea unui împrumut. Tocmai pentru proiecte europene, pentru că am mai spus fără să supăr pe cineva, am inițiat proiecte europene de nu are Hârșova bani pentru aceste proiecte. Pentru cofinanțări. Pentru cofinanțări, exact. Și atunci ne punem întrebarea, ce facem cu cele 5.200.000 de lei? Adică bugetul orașului este undeva la vreo 6 milioane de lei, aproximativ. Aveți susținere în Consiliu pentru... pentru contractarea acestui împrumut? Cum am avut susținere. A trecut cu 10 voturi pentru și 7 abținere. Abținerea aceea nu vreau să... nu prea văd bine nu neapărat, nu neapărat. Eu vreau să spun așa, că abținerea aceea nu vreau să o comentez. Adică, domnule, dacă ai ceva împotrivă, vii frumos, fundamentat, spui de ce nu votezi și votezi împotrivă. Momentul care votezi abține... E o chestie pur și simplu politică. Așa cred și eu. Așa cred și adică eu și încă o dată fac un apel și le spun... Să nu facă primarul ăsta prea multă treabă pe aici. Da, știți cum e? Veniți, doamne, stați puțin așa că sunteți pe sfârșit de mandat și că împovărați acțiunile, administrațiile viitoare. Doamne, eu nu împovărez pe nimeni. Dar reamintesc, dacă s-au uitat, în 2006 și 2007 s-au încheiat două credite pe 15 ani, pentru care în ultimii 4 ani n-am făcut decât să plătesc rate. Primarii dinaintea mea au consumat acele credite. Asta este, ne asumăm ca administrație dacă vrem să ne dezvoltăm. Și trebuie spus că mergeți mai departe, nu lăsați primăria pe mâna altcuiva, ci vă asumați plata pe un, încă, eu știu, un mandat sau mai multe și așa mai departe. Eu gândesc la modalitatea de a continua aceste proiecte, da, merg mai departe, n-am nicio problemă. Dar cine va veni, am spus foarte clar, reabilitarea spitalului nu este proiectul Ionescu. Proiectele, că tot... Se spune, nu, domnule, proiectele nu sunt ale lui Ionescu sau al lui Nădrag sau al lui Chiriță, care nu prea au fost. Ba, vă spun eu, sunt și al lui Ionescu, pentru că dacă Ionescu nu făcea treabă, un alt primar poate nu făcea și spitalul nu știu, nu eu am spus, nu, eu am spus, sunt proiectele comunității. Și colegii consilieri, le-am tot spus, o voi repeta, da? Trebuie să țină cont de faptul că acolo sunt în slujba Hârșoveanului. Și credeți că cei 7 consilieri care s-au abținut ar fi venit cu un astfel de proiect, ar fi venit cu sursa de finanțare, ar fi venit cu ideea de a face? Cu ideea de a face, da, este foarte ușor. Stăm acasă, ne gândim, facem, dar ca să vii să inițiezi un proiect, trebuie să, efectiv, să participi acolo în primărie. Și să vii cu sursa de bani. Da, exact. Facem asta, dar îl finanțăm de aici, din suma asta. Am mai spus tot, asta le-am mai spus colegii consilieri când mă mai vin cu, înainte, am mai venit cu vreo două proiecte populiste. De luat ochii, cum s-ar spune. Dar nicio problemă. Are să vedem de unde asigurați dumneavoastră finanțarea acelui proiect. Și ce au zis? Că este treaba ca primar. Păi nu treaba mea ca primar. Dacă dumneata ca și consilier vii și inițiezi un proiect, dumneata ca și consilier vii, uite, luăm bani de acolo și ducem dincolo, sau tăiem de acolo, sau vin eu, ne unim noi puterile, că este PSD, că este PNL, PNL-ul la guvernare, PSD-ul la Consiliul Județean, poftim, uniți-vă și din puterile noastre unite să facem ceva bine pentru oraș. Nu, doar pe ideea e să facem așa și se descurcă primarul. Nu este ok. Le-am mai spus și eu vreau să fac o stație NASA la Hârșova, poftim. Dar dacă n-ai bani de unde, nu o faci, nu? Trebuie să fim destul de cerebrali și destul de conștienți și doritori de bine pentru comunitate. Absolut. Proiectele care nu sunt puse în practică și nu au finanțare, sunt doar idei pe hârtie, da, și nimic altceva. Da. Acum, revenind, că nu vreau să... Vedeți? Sistemul ce spune? Doamne, vă dăm spitalele în subordine. La fel dăm și sistemul de educație, dăm școlile, tot ceea ce înseamnă pe cheltuieli complementare, dăm către primărie. Haideți să facem atunci în așa fel și cu siguranța cetățeanului. Și să dăm poliția națională în subordine primarului. Exact, ne întoarcem la ce a revenit. Da. Adică lucrurile sunt simple. Știu că este mai greu. Atunci o spun la modul foarte serios. Ori dați atribuții primarului ca să poată să facă treabă și să răspundă în consecință. Eu nu vreau să răspund pentru incapacitatea, nu vreau să spun incompetența, ci incapacitatea managerială a altora. Nu. Eu vreau să răspund pentru incapacitatea mea. Și atunci, ori dați atribuții primarului și pe partea de siguranță a cetățeanului, ceea ce înseamnă Poliția Națională, am mai spus, să păstreze tot ce înseamnă judiciarul. Nu mă interesează cercetare penală sau nu. Pe mine mă interesează liniștea și siguranța cetățeanului și serviciul rutier.
la Hârșova, unde, spun încă o dată, se circulă, deși se știe, se circulă fără carnet, se circulă în stare de ebrietate, există și un consum de droguri pe acolo. Da? Lucrurile acestea se știu, dar nu le spunem că dăm bine în statistică. Nu, eu sunt aici ca să o spun. Și revin. Ori dăm atunci și ne separăm foarte clar ceea ce înseamnă siguranța cetățeanului și rutier, îl dăm primarului să-l coordoneze prin poliția locală sau nu știu cum. Dacă voi fi vreodată în aparatul central, voi veni și cu idei. Da. Până să atunci nu dăm doar cheltuielile primăriei, da, și să dăm și puterea sau dacă de a face nu, spun ceva foarte clar, domnule, atunci cu regret o spun. Cu regret o spun, dar atunci o altă soluție este desfințați poliția locală. Sau nu să o desfințați, luați-o în subordine, dar de tot. Astfel încât cetățeanul să știe, domnule, am o problemă, da, nu mă mai duc la domnul primar, mă duc la domnul comandant, pentru că știu că el nu trebuie să... Și dacă nu rezolvă treaba, eu stau frumos în poliție, stau în fața poliției până când cineva din interior deschide ușa. E problemă și locală acolo, nu o spun cu poliția de acolo, e cu IPJ sau e la minister? Unde vedeți blocajul? Nu neapărat o problemă, ci unde vedeți un impediment în momentul de față? Nu știu, nu cred că este un impediment nici de la IPJ. Eu consider, părerea mea este că IPJ-ul are, conducerea IPJ-ului este, cred, sper că e de bună credință și cred că nu au toate datele reale din teren. Deci mai degrabă o problemă locală de, nu știu, poate o lipsă de comunicare. Probabil o lipsă de comunicare, da, 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 da. Adică eu am mai spus în felul următor, domnule, că nu se poate. E foarte ușor să spun nu se poate. Haideți să găsim soluții. Am venit cu o soluție. Domnule, haideți să reînființăm arestul la Hârșova. Și automat, exact cum am explicat la momentul respectiv, vom vedea că se va întâmpla ceva, o schimbare. Explicați-mi și mie. E foarte bun. Explicați-mi și mie. Acum, omenește, voi dumneavoastră să fiți la schimbare de tură, da? Ați prins o persoană. Și când vă gândiți că trebuie să duc în arest la Constanța și îl duc eu, care l-am găsit, nu predau colegului, da? Păi de eu sunt la sfârșit de tură. De ce mai îmi bat capul atunci? Nu, mă nene, hai, vedem cum o facem și o lăsăm stinsă. Incredibil. Și așa scapă oamenii vinovați până la urmă. Îmi asum cele spuse. Și dacă se dorește o dezbatere publică, n-am nicio problemă. Da? Dar gândiți-vă, în momentul în care v-am spus, dumneavoastră, că au fost situații unde sunt foarte grave, n-au ce să fac atunci și se duc cu ei în Constanța, da? Vin aici la Constanța, în rest. Da? Dar și pentru situații la fel de, sau mai puțin grave. Zic, cât e ceasul? Păi este 8:20. Păi eu la 8 ies din tură. Mă duc acasă. Păi dacă mă pun și îmi fac treaba, trebuie să mă duc cu el în arest la Constanța, trebuie să... Da. 12 noapte, eu am dat această soluție. Am avut discuții la momentul respectiv. Efectiv, mă rog, nu intru în detalii tehnice pentru că nu mă pricep aici în organizarea Poliției Naționale, dar am spus și aceea, numai dacă dorim să ne organizăm cu predarea camerei de arme, numai de acolo putem un om să-l scoatem în teren. Să vadă oamenii, cetățenii trebuie să vadă poliția, că e locală sau că e națională, trebuie să vadă pe stradă. Eu acum am făcut o adresă, mi s-a răspuns că sunt de acord cu sprijinirea privind dotarea poliției, a mașinilor și a personalului din Poliția Națională Hârșova, la fel cum am făcut și la Poliția Locală. Am răspuns înapoi, ok, dacă sunteți de acord, vreau să îmi comunicați și mie numărul de mașini și numărul de personal ca să știm și noi cum și ne apucăm de treabă. Dar, aici apare, dacă este pe sistemul ok, nedotați, dar după aceea noi gestionăm, iar e o problemă. Adică pentru că acea vorbă se aplică peste vreți tot. Vreți să-i dotați dumneavoastră ca și primărie? Da. E o chestie bună. Da, venim. Așa cum am dotat mașinile poliției locale cu camere de luat vederi și cu GPS, la fel vreau să dotez și atunci dispare. Știți cum e? În comunitatea noastră, și cred că peste tot, dar în comunitățile mai mici, da, este acea discuție. Dom'le, polițistul, că e local, că e național, în tura de noapte trage undeva la umbră. Uh-huh. Da? Eu pot arăta că poliția locală și cetățenii deja știu și văd treaba aceasta, ei patrulează, poliția națională patrulează, locală patrulează și noaptea. Se vede pe hartă. Pentru că văd pe GPS treaba asta, da? Am venit și am mai spus, domnule, ca o relaționare, ca un ajutor. Haideți să facem turele de noapte cu mașinile poliției locale. Nu doresc. De ce? Că au GPS? Întreb și eu, fără să supăr pe nimeni. Pentru că dacă supăr 2-3 persoane. Dar, în schimb, treaba mea este să rezolv o problemă a unei comunități de 11.000 de... Care mulțumește toți oamenii din locuri. Da, înțelegeți, da. Dar ne-am spus, haideți să facem turele de noapte împreună cu poliția locală. N-am vrut. Da. Vedeți, sunt multe, multe probleme de discutat, dar poate se vor găsi rezolvări toate la timpul lor.
cu siguranță. Domnule primar, mulțumesc mult că am dezbătut toate aceste subiecte care sunt foarte importante pentru hârșoveni. Sunt și vă rog și... să mă credeți că ar fi multe de discutat. Cu siguranță. Dar, și emisiunea dumneavoastră este... Le luăm pe toate la rând. Toate pe, da, da. Exact. Da. Vom veni și în Hârșova, vom vedea la fața locului care e situația în perioada următoare și aș vrea să vă spun atât. Rămâneți sănătoși, pentru că în situația asta în care suntem acum, încă avem așa umbră de îndoială privire la cel de lângă, la cel de pe stradă cu care ne întâlnim sau în magazin, și important este să rămâneți sănătoși, să duceți toate aceste proiecte la bun sfârșit și să dotați și spitalul așa cum vă doriți, să reabilitați energetic și să faceți toate lucrurile astea așa cum sunt ele de folos hârșovenilor. Și așa cum trebuie să fie de folos doar hârșovenilor, ci întregii comunități arunate hârșovei. Mulțumesc mult. Mulțumesc de prezentare. Domnilor și domnilor, ați văzut care e situația la Hârșova. O situație care noi am particularizat-o la Hârșova. Cu siguranță se întâmplă și în alte zone din județ sau din România. Este nevoie de mai multă putere în mâna primarului. În același timp este nevoie și de bani mai mulți în administrația locală. Iar dacă guvernul poate să facă aceste lucruri, fie să preia un spital, fie să aloce mai multe fonduri, rămâne la decizia lor ca aceste lucruri să se și întâmple și să se întâmple repede. Până atunci, eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună!